interviu. Bună dimineața, domnule! Bună dimineața! Numele, funcția și scopul vizitei. Și durata. Gabriel Alexandrescu, profesor al liceului cultural sportiv Focșani. Domnul Gabriel, noi suntem într-o treabă care ține de trekking, un fel de trekking montan sau cum e, pe deal? Cum e? Un trekking printre vii. Printre vii. Acum tu ești specialist în atletism. Care e mare diferență între ce faci acolo în sală față de mersul de aici? Atletismul înseamnă alergare, sărituri, aruncări. Noi ne ocupăm mai mult de alergare, dar aici este un mers așa de relaxare într-o zi de duminică cum este astăzi. Un pic trecut și prin... Asta e. Hai să ne strecurăm. Hai, hai tu. Ok, e adevărat că să lăsăm puțin mașina. Hai să ne întoarcem să se vadă și ceilalți. Se vadă în spate, ceilalți în spate. Persoane. Oh, oh, oh. Cei în spate. Sunt o grămadă de oameni aici. Este adevărat că atletismul stă la baza tuturor sporturilor? Putem afirma așa. Cam așa se spune. Atletismul ce că este sportul sporturilor și fotbalul este sportul rege. Dar la baza tuturor sporturilor, da, este atletismul și când vorbim și despre pregătirea fizică. La toate sporturile este nevoie de pregătire fizică. Și atunci performanțele vor crește în absolut fiecare sport, că este judo, că este handbal, basket, fotbal. Pregătirea fizică este foarte importantă. Te refer la a combina și la sport cu atletismul? Exact, exact, da, da, exact. Adică pregătirea fizică te refer fix la ideea de a merge la sală, la atletism? Exact, da. Felul ăsta. Exact, da. Dragoș, băiatul nostru joacă basket de ceva timp. Foarte bine. Să înțeleg că, de fapt, el bine și la pregătire fizică. Și eu am spun. Exact, și eu am o echipă de basket. Am avut mai multe echipe de basket, acum am doar una. Am mai trecut timpul peste noi. Dar, adică ești bătrân, sau cum? Da. Dar... suntem de seamă. Suntem de seamă. Născuți în 95? Spre 2000. Spre 2000. Uite, chiar am trei sportivi care sunt jucători de primă ligă, care au trecut prin mâna mea. De fapt, eu i-am descoperit. La basket. Astăzi... Iar la atletism, un rezultat foarte bun. În locul 18 la campionatul mondial. Foarte bine. Raportat la generația tânără, cum simți vis-a-vis de interesul față de sport? E bine, copiii sunt dedicați, ei mai fură puțin ideea cu calculatorul, cu telefoane. Nu e adevărat, nimic. Dar dacă ne uităm așa, cel puțin la noi în Focșani, multă lume chiar face sport. Atunci să încurajăm și noi să facă lucrul ăsta. Păi asta facem astăzi, să încurajăm mișcarea. Sport de mică performanță la pentru cine poate și mai mult. Iar acest pentru cine poate înseamnă genetic plus tăria psihică, tăria, hai zic, voința, ambele, nu? Cam ne da. Dezvoltă fizic, ne dezvoltă psihic. Da, accesul spre performanță va veni din dotarea genetică plus, ambiția, plus exact. Dotarea mentoriatul, adică antrenorul. Și da? Asta este un lucru important. Și antrenorul are un impact mare asupra sportivului. Bine. Bune. Mulțumim frumos, sănătate multă. Bucurie. Și să ne revedem. Să ne revedem.